Salut! Bogdan de la Auto Expert sunt și astăzi am venit la Falcon Electronics ca să testez un sistem multimedia destinat Dacia Duster. Este un sistem important pentru piața din România, din moment ce Dacia Duster este al doilea cel mai bine vândut model din România și totodată cel mai important SUV de pe piața națională. Alături de mine se află Marius de la Falcon Electronics. Salut, Marius! Bună. Marius o să ne explice mai multe despre sistemul ăsta, iar pe tine te invit împreună cu mine în mașină ca să-l butonăm puțin și să înțelegem totul despre el. Hai! Marius, iată-ne deci la interiorul Dusterului. Ce-mi place și observ din prima este cât de bine se integrează sistemul ăsta multimedia în toată linia bordului. Un ochi neavizat ar zice că e sistemul original al mașinii. Cum ați procedat să-l aduceți la perfecțiunea asta, la forma asta care arată foarte bine? Ați tăiat mufe, ați tăiat fire, ați schimbat ceva, ați... Unitatea vine cu tot ce ai nevoie pentru a realiza montajul. Practic, nu ai nevoie să faci nicio modificare asupra mașinii. Okay. Așa cum ai observat și tu, ea se potrivește perfect cu bordul mașinii. Mai mult, are un conector dedicat pentru comenzile de volan, ceea ce înseamnă că poți controla volumul, poți schimba sursa de redare a melodiilor, poți răspunde la telefon utilizând comenzile de volan, da, ca la sistemul original al mașinii. Unitatea vine cu un ecran capacitiv tactil de 7 inci, care răspunde foarte bine la comenzi, navigarea între ecrane făcându-se foarte facil, așa cum observi. Ai butoane pe margine care te ajută să te întorci din meniuri. Șorcaturile astea senzaționale, l-am remarcat și eu, da, într-adevăr. Are conectivitate Bluetooth, ceea ce permite realizarea de convorbiri telefonice în regim hands-free și redarea muzicii wireless direct din telefonul tău. Foarte tare, că tot vorbim acum de conectivitate. Din câte știu, este compatibilă cu protocoalele Apple CarPlay și Android Auto. Da, și nu numai că este compatibilă, telefonul poate fi conectat în două variante, atât prin cablu cât și prin wireless. Am înțeles. Apple CarPlay fiind cel mai inteligent și sigur mod de utilizare a iPhone-ului în mașină. Uite, eu am aici un iPhone pe care l-am conectat wireless la această unitate. Okay. Și o să ne și jucăm un pic să vedem despre ce este vorba. Așa arată interfața văzută pe ecranul unității. Avem în prima parte acces la telefon, tot ce înseamnă agenda, convorbiri recente, poți să apel vocal. Ok. Da, ne întoarcem, hărți, mesaje. Dacă ai în telefon Spotify, poți să asculți muzică de pe Spotify. Mai mult, poți să asculți radio pe internet, dacă ai aplicație și dedicată. Poți să și proiectezi Waze-ul direct pe ecranul. Și poți să proiectezi Waze-ul direct pe ecran, ceea ce înseamnă că vei avea întotdeauna hărți actualizate. Okay. Vei primi indicații în timp real de la unitatea de bord. Ok. Astfel încât să, grafica, după cum vezi, este perfect integrată cu această unitate. Bine, tu ai iPhone, dar eu am Android Auto. Cum procedăm acum în cazul meu? Reușim să ne conectăm sau nu? Cu siguranță o să facem varianta cu fir. Ce tare! Bun, hai să încercăm și așa. Telefonul tău. Trebuie să mă deconectez eu și să conectăm aparatul tău. Foarte tare! Hai să încercăm! Bun, Marius, tu ai deconectat telefonul tău, hai atunci să-l pun și pe al meu. Te rog. Wired, prin cablu. Cu cablu, ca să arătăm și partea asta de conectivitate. Ia să vedem. Android Auto. Văd acolo că a apărut iconița. Așteptăm. Gata, hai că s-a logat. Avem tot ce trebuie, s-a conectat. Joacă-te pe telefonul meu. Da, ce vrei să vedem? Ce vrei? Mesaje. Nu ai mesaje. Nu am mesaje, exact, nu am mesaje pentru că nu folosesc SMS-urile. Waze, ia să vedem ce mi arată la Waze. Ok, hai că suntem bine unde suntem. Ideea e că funcționează, am și Maps, am și aplicația pentru încărcat mașini electrice, da. Am tot ce trebuie, e în regulă. Da? Asta este tot ce e pe telefonul meu.
Sunt, oricum pe Android Auto sunt foarte multe aplicații pe care le poți utiliza și la aplicațiile de hărți poți să accesezi orice aplicație disponibilă pentru Android Auto și care îți face ție viața mai ușoară. Corect. Din câte am remarcat cu tine la volan, poți să conectezi și camere de marș arier pe unitatea asta. Așa este, nu una, ci patru camere pot fi conectate cu această unitate. Adică poți să pui ca la Dacia de astea de top, două camere în oglinzi, una în față și una high-on? Exact, hai să-ți arăt. Da, okay. Avem imaginea din față, avem imaginea din laterală stânga, din stânga, aici avem dreapta, imaginea din dreapta, corect? Da, față, spate. Și spate. Se pot afișa liniile de ghidaj dinamice. Dinamice. Ok. Și ăștia senzorii noștri de parcare, pentru că suntem foarte apropiați de gardul din față. Ia să vedem. Dacă e de volan, sunt... Și de volan... Da, într-adevăr, îți arată tot. Păi, e excelent. Mai mult poți să pui o cameră DVR și să o conectezi la unitate și să-ți redea ceea ce filmezi pe unitatea mașinii. De asemenea, poți să rulezi filme sau muzică direct de pe stick sau din cardul SD. Uh-huh. Avem deci... aici file browser, navigare foarte ușoară între cele două. Deci poți să conectezi, pe înțelesul meu așa, poți să conectezi chiar și o cameră de înregistrat traficul. Exact. Interesant, exact. Foarte interesant. Ia. Video, frumos. Asta este un filmuleț. Uh-huh. Ecranul are rezoluție HD, se vede foarte bine. Se vede, într-adevăr, așa este. Așa cum ai observat, răspunde foarte bine la comenzi. Super. Marius, remarc faptul că are foarte multe aplicații instalate. De asemenea, are și o conectivitate foarte complexă și totuși se mișcă atât de ușor. Presupun că are un sistem de operare foarte deștept, complex. Da, este Android 10, probabil că de asta ți este și atât de ușor să te familiarizezi cu el. Corect, seamănă chiar cu sistemul meu de operare al telefonului și am mai remarcat o treabă, se aude foarte bine pe boxe. Ați schimbat cumva difuzoarele mașinii originale? Nu, sunt difuzoarele originale ale mașinii, dar are un amplificator de 45W, okay, care permite personalizarea sunetului așa cum își dorește fiecare utilizator. Am înțeles. Da, există setări predefinite, okay, predefinite pe care le poți accesa, rock, pop, jazz și așa mai exact, departe. Pentru noi ăștia care nu avem ureche muzicală, iar exact, pentru cei care vor să-și... Iar pentru cei care vor să-și personalizeze sunetul în mașină, există acest ecalizator pe care îl pot utiliza pentru a-și face setările proprii. Și apropo de afișaj, pe această unitate preia informațiile despre climatizarea mașinii și le afișează pe unitate. Hai să dăm ok, să vedem. Uite, low, temperatura, într-adevăr, interesant. Așa. Da, și precum și informațiile... Da, și uite, când le schimb aici, chiar se văd modificările pe ecran. Ia să vedem, uite, 18 grade, 19,5, foarte interesant. Și văd de asemenea că ai deschis ușa și... Am deschis ușa, informațiile sunt predate de pe ecranul mașinii, vezi dacă ai deschis o ușă, dacă ai lăsat-o, ai uitat-o deschisă, ceea ce e foarte ok. Marius, îmi place foarte tare unitatea voastră, se mișcă foarte cursiv. Mă bucur că îți place. Da, are o conectivitate foarte complexă. În schimb, mai am să spun o întrebare. Spune-mi, te rog, știu că Duster a fost lansat în 2010, prin septembrie 2013 a primit un facelift, apoi în 2017 a fost lansat generația a doua. Cu care dintre ele este compatibil sistemul ăsta? Acest sistem multimedia este compatibil cu toate modelele de după 2014 și aha, până în prezent, inclusiv adică modelul actual. Prima generație facelift și a doua generație. Exact. Înțeleg, ok. Și mai este compatibil și cu alte modele Dacia? Da, este compatibil și cu modelele de Logan și Sandero, okay, cu variantele până în 2020. Deci, în afară de generația actuală, cele anterioare. Exact. Mulțumesc mult!
Voi, dacă aveți întrebări, le puteți scrie jos în secțiunea de comentarii, iar noi o să vă răspundem la ele imediat ce le citim.